Vreau să vă spun că am întâlnit o echipă foarte, foarte bună, Botoșani. Am dat un gol întâmplător în prima repriză, în care Florentin Dumitru a speculat poziția portarului, fiind mai în afara porții, a lovit mingea în bară și de acolo Buhescu a dat gol. De asemenea, ei și-au creat și ocazii mai clare în prima repriză, unde puteau să dea 2-3 goluri. A doua repriză, același sens al jocului, deci ei ne-au atacat și noi ne-am apărat. Am primit un gol dat de un jucător al dumneavoastră, un copil, din câte am înțeles, un gol frumos. Cred că aspectul jocului nu meritam să facem meșnuri, trebuiau să câștige, să spun așa, gazdele. Dar ăsta e fotbalul, am avut și noroc, am avut și ghinion, că ultimele 5 minute Buhescu a scăpat singur cu portarul și putea să dea gol și știți cum e fotbalul, e nedrept câteodată. Vreau să felicit echipa adversă, a jucat curat, au încercat să ajungă la poartă prin metodele pe care ei le știau foarte bine. De asemenea vreau să felicit, mi-a fost frică de bocăneală, felicit brigada de arbitri pentru faptul că